dispozițiile articolul 133 al neatul 1 litera A, articolul 134 al neatul 1 litera A, articolul 196 al neatul 1 litera B, din codul administrativ, cele dispoziții primarului Comunei Arduia numărul 125 din 7-7-2023 a fost invitat la școală ședința ordinară de astăzi. Din cei 11 consilieri locali sunt prezenți 10, deci domnul Moise spune doamna Alicăi că nu poate să ajungă, deci ședința este de la Constituție și își poate explica pe lucrurile. Acum, având în vedere prevederile de articolul 138, alineatul 15, din codul administrativ, supun pe aprobarea procesului de BAC încheiat la ședința anterioară. Deci, cine este pentru? Împotrivă de ședința. Procesul de BAC la ședința anterioară a fost adoptat cu un amendament de 10 voturi. Acum, rog pe domnul președinte de Comisia Constituțională să preia funcția. Mulțumesc pentru vederea acordată și promit apoi conducerea plenului de ședință, conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre cu privire la execuția proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 2 al anului 2023, conform contului de execuție al bugetului local, la 30.06.2023, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raport de compartimentul de specialitate și de datul de aprobare a primarului. Comisia care avizează Comisia Arbitrală. 2. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea propunerii de neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordului local pentru adicționarea propunerilor și prestare de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul următorului de oameni. Inițiator și marșii de acolo. Proiectul de hotărâre este încălzit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care realizează Comisia 3. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare la SCE Consum de SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile, de compostării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia paralizează cele 3 comisii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual în cadrul familiei ocupaționale administrație utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ardeva, județul Bacău, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează cele 3 comisii. 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli sub SAE Școala Gimnazială numărul 1 Comuna Ardeva. Inițiator, primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care realizează Comisia 1. 6. Avem diverse. Aici. Supun spre aprobare ordinele de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre cu privire la execuția proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 2 al anului 2023, conform contului de execuție al bugetului local la 30.06.2023. Aviz Comisia 1, doamna Anicăi. S-a discutat pe comisii, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun proiectul de votare în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Împotrivă? Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea propunerii de asumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestări de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul de ADA. Aviz Comisia 3, domnul Iacon Neclai. S-a discutat în ședința pe comisii, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare la SECE Ecosud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Aviz doamna Anitei, domnul Pădurar Remus, domnul Diacon Nicolae. Aviz favorabil. S-a discutat pe comisii, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv, cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual în cadrul familiei ocupaționale și administrație utilizate în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Adrian Petrova Câmp. Avize Comisia 1, doamna Nicolae. Comisia 2, Pădurar Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diacon Nicolae. Aviz favorabil. S-a discutat pe comisii. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. N-am mai spus dacă dorești cineva să ia cuvântul, dar nu. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind solicitarea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli sub SAE Școala Gimnazială numărul 1 pe domnul Bătăuman. Aviz Comisia 1, doamna Adică Gabriel. S-a discutat în ședința de comisii. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. La 6 luni diverse, dacă vrea cineva să ia cuvântul. Da, domnul Popa. Da. Domnul președinte, ședința de 27-a, anul 2023, l-a relatat o problemă acolo la cimitirul catolic. Nu este șansa, a făcut lucrurile cu drumul și acum, mai mult, când s-a pus și asfalt până la cetățea mai mea petrigă, apa vine pe lângă asfalt și intră în curte din sluitor. A zis atunci, dacă spunea un tub la Ovidiu Parvieri acolo, apa să deverseze, spune că stana lor mai mare, și a fi fost foarte bine. Atunci a zis, da, mă ocupăm, am așteptat, dar se vede că nu s-a mișcat nimic acolo, încă și au crescut stufile acolo, pe partea stângă, ar fi trebuit făcut un șans. Apa prin mijlocul drumului, sperăm să rezolvăm o problemă. Deci, în funcție de priorități, am spus că o rezolvăm și pe aia. Avem trei oameni, deci, acum ați văzut și dumneavoastră, se lucrează la drumul ăsta pe CNI2, trebuie mers în fața lor cu defrișare, cu curățare, cu... Deci oamenii ăștia n-au o secundă liberă. Deci nu pot să iau de aici pentru că nu mai pot lucra... Știm, deci așa e. Dar firma care... Cu 3-4 luni de atunci... Știu, dar dacă nu au fost timp până acum. Deci, vineți dumneavoastră cu o propunere. Ce să facem? Vineți cu o propunere și vă punem în discuție. Era simplu să punem asfaltul, că este un cimitir acolo, chiar dacă este catolic. Unde se pune asfaltul? Puneam cu asfaltul, făceam un efort și mergeam cu asfaltul cu până la cimitir. Cum se face efortul? Cum se face efortul? Dacă era atunci. Și cum mai face apa în curții? Nu, dar cum se face efortul? Zic cum să-l faci. Cum să-l faci? Asfaltul ăsta, domnul Popa, ca să înțelegeți un lucru. Asfaltul ăsta este turnat. Prin cine e? Da? Da. Bun. În baza acelor procese verbale pe calamități, lucrări în primă urgență. Păi și acolo nu sunt calamități, dacă este în pandă și curge apă, nu a fost prins, pare foarte rău, n-a fost prins de calamități. Dar dacă îl prindea, și alea era asfaltat, fiindcă este pandă... Acum lucrăm, deci acum lucrăm, așteptați-vă, acum lucrăm la al treilea proiect, ca să știți și dumneavoastră, acum lucrăm la al treilea proiect, care va intra diferența de la dealoane, diferența din 183 ăsta de la dealul Arii, până la limita cu hotarul, la Pârjob, toată tărâța va fi și asta asfaltată, de la Neagărbiță Popa până în trupul de la Bănășoaia, ulița la Dionis, ulița la Popa în Dianca, ulița Morii pe aici, care iasă tot mai sus acolo, la deaconul la Coșa, deci lucrează la treilea proiect, ca să știți. Și intră și bucățica aia de acolo de 300 de metri. Dar până atunci trebuie să faci ceva. Dar n-ai ce să faci, nu poți asfalta dacă nu ai proiect. Eu am spus dacă se prindea la timpul respectiv și trebuie asfaltat atunci, nu acum. Acum, normal,
Finanțarea n-am dat, atunci, deci noi trebuie să facem, să facem proiectul în funcție la... Da, domnul Vici, dar s-a uitat, s-a uitat de cel drum, fiind prea pantă și merge mai ca în proiect acolo, n-avem cum să mergem cu asfaltul mai sus. Păi nu, dar atunci era pe calamitățiul de zonă. S-a uitat la ce? Deci era panta brută. Domnul Popa, sunt 10,8 km de drum care este aprobat. Ia și socotește batalii metru cu metru și vezi că nu iasă mai mult. Și nu poți, noi mai avem încă vreo aproape 4 km de aici încolo. Care va intra pe al treilea proiect. Deci a fost primul proiect CNI-1, care s-a făcut de 6 drumuri și s-a făcut al doilea. Păi știți, dar nici nu știți. Dar nu știți. Păi nu știți, dar dacă știa, nu mai întrebați. Domnul primar, nu luați că nu știm. Păi nu știți că dacă știe? Ba știm. Știm. Nu venim degeaba aici. Știm. Dar v-am spus, trebuia prins atunci. Nu l-ați prins. Acum, dacă nu l-ați prins, putem interveni cu echipa noastră. Domnul Popa, încă o dată vă repet, avem 10,8 km. Nu pot să pun 10,9 sau 13 km. Până punem asfalt, putem să reparăm drumurile, măcar să facem un șans. Nu-i reparat. Eu cred că... Dar cu ce primiș, nu mergem acum până acolo, să vedem. Trebuie făcut șans. Păi șans, eu ce-am spus? Șans și punem un dar. Facem un tel zonător de greșel, dar asta nu este greșeală. Am trei oameni care muncesc. Și să fac, cum se impa? Uite numai câte tuburi am schimbat. Toate tuburile care au fost, le-am luat de aici, le-am dus colo. Uite câte șanturi sunt făcute. Domnul primar, nu faceți acuzații că noi venim greșire. Dar noi dacă venim într-o ședință de consiliu, ți-ai pus să lucreze 20 de ori? Domnul primar, dacă noi venim într-o ședință de consiliu, este normal ca să fie niște discuții aici. Când nu venim, nu mai fac de oameni să termine ședința în 5 minute. Nu comentează nimeni nimic. Am încheiat și-am legat. Dacă comentăm ceva, am încheiat. E ședința de Consiliul Local, e ședința primarului. Ședința de discutat și nu este discutat. Eu m-am spus. Dar nu spuneți că vânăm greșel sau... Băi, clar, nu, dar bine știți. Nu, sunt lucruri reale care am discutat în luna martie și am spus că se rezolvă și nu s-a rezolvat. Așa cu primarul. Bun, dar câte probleme au fost până acum care nu s-au rezolvat, dar au fost până asta. Au fost, domnul Vici, au fost și mai sunt. Dar vedeți, dar mai sunt. Ce să fac? Cum să impa? Cum să facem? Spuneți dumneavoastră cum să facem așa fac. Domnul primar, spuneți că sunt vânători de greșeli. Păi, vă dau un alt exemplu. Când s-au făcut șanțuri în comunar de oameni, câțiva ani face șanțuri, pe stânga și pe dreapta. Spune eu, unde nu era nevoie pe ambele părți. Dar ne-am făcut pe ambele părți, ca așa zonă asta. Să avem metri mai mult. Eu am o hotărâre de Consiliul Local pe care am aprobat-o. Deci dumneavoastră ați aprobat lucrul ăsta. Am CNI-ul a zis că nu merge, nu pune asfalt pe șanțuri vechi. Păi vedeți? Dar eu altceva vreau să spun. Noi am făcut șanțurile înainte să faceți contractul CNI-ul. Nu, domnul Popa. Șanțurile erau făcute. Domnul Popa, dumneavoastră încercați să spuneți ceva, nu, șanțurile le-am făcut atunci când s-au putut face. Între timp au venit acele calamități. Între timp au venit acel program prin CNI. Nu mă trebuie că nu știți ce vreau să spun. Păi, nu știți de ce vreau. Dacă nu știți, nu mai spuneți. Dar eu știu. Dar nu mă lăsați, domnule Popa. Deci... Erau acele șanțuri făcute cu 7-8 cm mai înalte decât drumul. Apa totdeauna fugea pe drum. Am fost să vină așa, da? Când am zis, de ce nu punge apa pe drum să bastă, să face, să tinăm drumul ca să ducă apă pe șanț, că de asta avem șanțuri. Atunci am primit răspunsul că nu. De șanțurile sunt mai înalte, când o să punem asfaltul, atunci o să vină la nivel și apă o să curgă pe șanț. Bine, până ce bun. Acum am constatat că CNI-ul nu e de acord cu acele șanțuri și acum scoatem toate betoanele alea, unele le-am văzut, alea bune de le-am spus în curtea cea pe el, cele care nu prea s-au putut folosi le-am văzut pe la port aruncate, unele pe curțile oamenilor, deci unii transparența banului public, domnul primar. Că despre asta vorbim. Nu deci cât bani, dacă nu se legiți și vă țineți atenți la discuții. Cum adică? Cât bani, cheltuiți pe acele șanțuri. Deci mai transparent ca la doamne spune că nu sunt de multe localități. Transparență, dar mai cheltuiți banii pe șanțuri și acum le scoate și le aruncă. Și vine bani. Bun, dar dacă am prins proiectul ăsta, ce trebuia să facem? Să renunțăm? Să-i șanțurile vechi? Vreau să renunțăm la... Să spuneam și banul sau cheltuiți. Asta e bun, dar alea să facă un șanțuri. Este că nu partea drumului. Noi am făcut și pe ambele părți. Am îngustat drumul. În unele locuri. În unele locuri? Sunt specialiști, sunt proiectanți, deci nu decidim noi. Sunt, dar noi banii și noi i-a cheltuit domnul Vici și acum i-am aruncat. S-au dat banii aia s-au dat pe calamități. Nu trebuia să-i luăm. Deci noi am aprobat aici să primim banii și să facem șanțul, că era normal la vremea aia să facem șanțul. Păi și le-a vândat de studiază. Bun. Acum ce să facem? Dacă ăștia au venit cu proiectul ăsta și au șanțul și... Probabil că sunt și mai buni, zic eu. Da.
ci, ci s-au putut recupera, am recuperat și o să le folosim în altă parte? Yeah. Ci nu, asta e treaba, le scoate. Păi ce se dat să-l pierd, să-l cheltuie fără folos. Bine, mulțumesc. Oricum, banii ei au fost dați pe calamități, mă refer. Și dacă au fost dați, cheltuim așa ca să... Nu trebuie să facem? Ba să facem, dar făceam... Trai, nu se leagă aici. Deci să leagă, domnul Vici. Nu se leagă. Putem să facem atunci șanțul când era drumul și apele nu mai curgeau pe drum. Deci trebuia să facem șanțul acum, nu? Nu, nu, atunci făceam șanțul la nivelul drumului, apa nivelul să făceam șanț, domnul și drumurile stăteau bune. Nu mai trebuia la avut drumul, tot timpul. Eu pot să recunosc drumul la vasă. Deci acele șanțuri, deci eu v-am mai explicat odată, dar probabil că aveți ceva cu noi. Deci acele șanțuri s-au făcut în anii 2016, 17, 18, iar calamitățile au fost și anul trecut. Ei, normal că drumurile s-au stricat. Și ăștia au constatat că trebuie date afară și făcut dat un aliniament la, la stradă și făcute șanțurile după, după aliniamentul respectiv. Că nu sunt nici specialist și nici. Că am vrut să mențin șanțurile alea. Și nu este ok. Deci s-au înălțat drumurile prea tare. O să trebuie să dea o cotă la drum. Dumneavoastră ce vreți să scoateți în evidență? Iar șanțurile alea nu sunt făcute cu au vrut vicele sau primarul. Da? Noi am vrut să modernizăm comuna. Cu aprobarea dumneavoastră, stânga-dreapta. Dacă dumneavoastră, dacă dumneavoastră mai erați de acord, tu ce faci în mână? Dar nu s-au discutat o ședință de față mai înaltă cu orice vreme decât drumul. Ei nu s-au folosit șanțurile astea, asta vreau să spun, apă tot timpul au circulat pe drum. Și acele șanțuri au fost făcute degeaba. Asta nu se spune. Eu vă spun că la drumul din Balastru, cât ai încercat să direcționezi apa spre șanț, tot pe drum să duce. Păi da, dacă e șanțul mai înalt, ce trebuie decât drum? Nu e musai. Deci nu e musai că e șanțul mai înalt. Deci la drumul din Balastru. Acum eu zic și mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat din drumurile din Balastru. Deci de acum... Domnul Vici, și tot discutăm pe drumurile astea. Haideți, faceți ceva și polițaia acolo la Clinci, unii la, la Octava. Haideți să faceți ceva sau... Dacă Doamne ferește, albi în casă, deci pompere nu se vor băga acolo, salvare nu se poate băga. Câte camioane din Balastru am băgat de acolo? Practic, e un abrum și nu mă zic. Dacă n-ați făcut o... Ăștia când ne fupertează, când firma... Așa ți se pare, mă tare, că n-am făcut nimic de asta iarnă, n-am lărgit ulița aia, de cauza la ulița, la fântâna de la Archip acolo. Deci avea partea cărățată de 3 metri. Nu era vorba de lărgitul drumului. Ba da! Ați izolat două case. Nu-ți acceptă, nu poți să prinzi finanțare pe un drum care nu corespunde la lățări. Eu vă spuneam că ați blocat două familii acolo, dar nu se poate, nu au acces. Plătesc gunoi, nu ajunge mașina de gunoi, deci dacă se... Doamne, trece din cediu, nu ajunge mașina, nu ajunge nimic. Deci nu este șansă, vezi? A spus balastra, nu ați lăsat așa, efectiv un munte de balastra. Trebuia pusă la sofă? Dar trebuie de finalizat. Dar în funcție de cum decopertează. Deci avem acum de decopertat pe livezilor ulița de la rață și acolo e balastru bun care vor să meargă acolo. Avem de decopertat aici la Petrică Bălan, tot la fel. Deci balastru ăla va merge acolo. Dar în funcție de cum decopertează, îi fac șanțuri acum. Da, dar oamenii ce au nevoie. Și nu știu unde, plătesc taxe și impozite. Da, au ieșit pe partea aia la altă, deci să nu exagere. Și cât e de simplu să vorbesc cu secretarea de Consiliu, vă rog o propunere și vină cu o soluție, tu. Mare, ca să curgă apa de la coșa, de pe ulița aia nu vine apa, n-are unde să curgă, nu s-a fost de mine, am spus pământ, dar l-a spus tu, m-a spus. Prima să pune tunul și am spus, după aia pune balastru. Mai trebuie un tunel de 3 metri jumate, 4 metri. Ești născut acolo și ești născut acolo. Dar e ideea, faci un tub. Nu este adevărat, nu pui tubul la 4 metri în pământ, domnul Pop. Nu, dar e pus deja pământ acolo, nu trebuie. De ce este? De ce se poate pune? Se poate pune la tub. După aia, cum aduceți balastru? Desfământat tub sau rigolă care o să avem... Se poate face acces, dacă vrei, și zice bravo, lăsa dumneavoastră greșire, da, vin... Aici nu e vorba, dacă vrei sau nu... Am discutat punctual, puteam... Normal să discutăm. Nu-i categoric. Eu știu că vă deranjează că se modernizează comuna, dar asta este situația. Oamenii trebuie să înțelegeți un lucru. Trebuie să înțelegeți un lucru. Am trei oameni necalificați, care, de dimineața de la ora 7 și până seara la 4 la 5, știi Dumnezeu cât muncesc. Domnule primar, știi Dumnezeu. De asta vreau să le șumăresc un pic salariile.
Deci, n-am mai mult, când nu-mi permite legea să angajez mai mult oameni. Domnul primar, așteptăm din 19 ani să modernizăm comuna și dacă se modernizează în al 19-lea, se poate bine. E bine, chiar dacă e mai târziu, a rămas ultim, dar e bine cu față și aduc. Care suntem ultimii, domnul Popa? E ultimii cu asfaltat. Domnul Popa, comuna Ardeoani, cred că are 90% de drumuri asfaltate. Acum, după 90%? Domnul Popa, deci comuna Ardeoani are 90%. Câte comuni de județul Bacău are 90%? Hai să uităm la comunele limitrofe. Câți kilometri de drum asfaltat are Scorțeniu? Dar nu ridică asfaltat. Nu, nu ridică, eu spun. Comuna Ardeoani, din 2007, are sistem de apă funcțional. Sunt atâtea comune limitrofe comunei Ardeoani, care nu are sistem funcțional de apă nici la ora actuală. Să-ți dau exemplu. Pârjol, Scorțeni, Berești Azlău, Solunț, Strugari, Sonduleni, nicio comună nu are apă. Eu am sistem funcțional de 16 ani. E da, da, da. Domnul Valentin, după un proiect de dintr-un din supăstru. Care e domnul Valentin? Domnul Valentin? Domnul Popa. Domnul Popa. Deci, domnul Popa. Deci, Consiliul Județean în 2005 a vrut să oprească proiectul ăsta. Dacă nu era de acolo primat, nu se trăgea apă, ca să știi dumneavoastră. Asta nu se știe. Păi, da, ba, da. Că asta au făcut PSD-ul. Numai piață în roate opus. Ce putem pentru Ardeoani? Da. Vină cu o propunere și vină cu o soluție. Va veni, va, dar nu le luați în seamă, domnul primar. Nu le luați în seamă. Le ignorați. Cu părere de rău. Eu știu că se apropie campania electorală, dar asta e situația. Eu am făcut tot ceea ce depinde de mine și cât m-am priceput. Cu toată mârșăvia care a făcut-o, ca să nu mai spun mai urât, înțelegi? Care au făcut ăștia de la conducere, cu toată mârșăvia, m-au tânut 8 ani în insolvență. Cu toate astea m-am făcut. Sunt comunii care nu sunt modernizate nici la jumătatea, n-arată nici măcar la jumătate cum arată comuna Ardeoani. Uite ce canale avem noi la Ardeoani și uite la altă parte. Domnul primar, dacă nu v-ați lăudat și bine ați fi, dar nu mă laud, dar nu mă laud. Sunt realizările, realizările vorbesc. Dar nu-i liber, el nu-i citesc, dar nu-i liber, el nu-i liber. Eu știu că vă pus, eu știu că vă pus. Nu mă laudă, știu că nu-ți place lucrul ăsta, că am ieșit să asaltez toată comuna, știu că nu-ți place. Asta e problema. Ba da, ba da, ăsta este adevărul. Nu, nu, și dacă tot am luat pușa domnul primar, nu pot spune ceva, că am constatat că de 2 săptămâni mașina dumneavoastră care faceți navetă la Oinești, este parcat în fața primării. Lucru da. Foarte bun, care așa ar fi trebuit să întâmple mereu. Numai că dumneavoastră aveți de obiceiul în comuna Ardeoani, da. Să faceți navetă la Oinești, la prinsul supreastră acolo, la pensiunea de vis. Bun, și care cu mașina primării. Deci aveți 19 ani când cheltuieți carburantul, adică banul public al comunei Ardeoani. La carburantul. Asta e părerea dumneavoastră. Eu am o cotă de carburant stabilită de Consiliul Local și n-am depășit un litru. Ba din potrivă, mai puțin am consumat, ca să știi. Și în fiecare lună, în mașina primării, pun de cel puțin 5-6-7-10 milioane. Motorină, ca să știi. Dumneavoastră locuiți la Ardeoa și faceți la pietre la mâine. Și e ce nu-i corect. E problema mea unde dorm nu, nu, așa și n-am vins bani să finiți pe o mașină să fiți acasă. E problema mea unde dorm. E problema. E problema pe banul public, domnul primar. Și trebuie să îl cheltuim cu chipzuință. Că dumneavoastră că este transparență, domnul Ardeoa. Păi banii ăștia cheltuiți, asta e transparență, banul cheltuim nejustificat. Nu știu, părerea mea fiind. Să faceți un calcul, cât s-o consum, când a consumat mașina asta, 19 ani, și să veniți la caseria unității a primării, să le puneți mărunță ce e acolo, și la basfalta o strânduță de azi, că tot nu știu când avem bani. Domnul Popa, de când sunt primar, am avut 5 mașini noi. 5 mașini noi care le-am, aici le-am uzat, la primării Ardeoani, ca să știți. Dar și 5 ale primării. 5 mașini noi. Și 5 ale primării. Domnul consilier, dar 5 ani cât am fost noi în insolvență. Deci nu ați spus nimic atunci când n-am avut niciun leu alocat pentru carburanță. Deci niciun leu. Dar toți vă cer navieta acasă cu mașina, domnul primar. Bun, ne-ar fi ce bani. Ne-ar fi înlocuiți în Ardeoani. Nu-i problemă, mergeți acasă aici în 2005. Dar eu asta vreau să zic că 5 ani, deci nu văzut nimeni când am avut niciun leu pentru carburanță. Deci atunci nu-i interesat pe nimeni. Cu ce te duci la intervenții, cu ce faci treaba, deci nu-i interesat. Acum dacă, și este o cotă, deci nu poți să consum cât vrea cineva, nu? Deci nu ați văzut și atunci. Da. Nu-i normal, deci nu-i normal.
cota, dacă s-ar și respecta cota domnul Vice, dar se... Dar se poate verifica acum. Păi se poate verifica, de tractorii da. S-au plâns că primește numai 15-90 de litri de motorină și n-are cum ce face programul pe ziua. Da, doamne, ferește cu plânsul. Ia aduceți-mi unul care se plânge că are program și n-are cum să și-l facă. Domnul Vice, au spus, da? Nu știu cine a spus, cine v-a spus, da? Mie mi-aduceți unul, vedeți cu date concrete să-mi spună cineva că a avut program și nu a făcut să-ți facă program. O a avut, da, cu motorină mai puțină. Da. Păi cum să-și facă cu motorină mai puțină? Domnul nu mai lucrează cu aia. Domnule, nu reușit să-și facă. Cum a adus el? Nu, domnule, nu prea, cu un minut, ce simt. Nu, no, asta-s povești, gata. Exact, povești. Da. Mulțumim de drum. Povești. Da. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul, dacă nu, fiind epuizat de toate problemele la ordine zilei, declar închise lucrurile de ședință.